Raportul plagiatelor în Republica Moldova. Între Money și Like. Plagiatul. Ce este el? Or, cuvântul plagiat își are originea din latinescul plagium, care se traduce prin a vinde altora sclavi furați sau care nu aparțin vânzătorului. Ni se spune că plagiatul reprezintă reproducerea exactă a cuvintelor unui alt autor dacă se omit ghilimelele și referința precisă. Redarea cu alte cuvinte, altfel spus, reformularea în cuvinte proprii a textului altuia fără a adăuga referința precisă. Reformularea și sau rezumarea ideilor altuia fără a adăuga referința precisă. Există și autoplagiat, când autorul își scrie și publică același text de nenumărate ori și dividendele îi curg în plan profesional și bănesc. Cum stau lucrurile în Republica Moldova? Pentru că Republica Moldova nu a excelat ca alte state din fostul spațiu ex-sovietic la capitolul de furnizare de inteligență și nu dispune de o instituție academică, științifică sau de o altă natură care să devină competitivă și majoritatea scriitorilor de marcă sau din zona academică se fac culpabili de imixtitudine academică externă ad literam. Cum remediem o atare problemă și ce este de făcut? Cum unele personaje își încropesc averi și importanță pe baza furtului intelectual? Suntem furați și fizic și intelectual, la propriu și la figurat. În România și Uniunea Europeană există o reală combatere a tezelor de plagiat. Academia Mihai Viteazu este prima universitate care a demarat un amplu proces de curățenie la doctoratele plagiate. Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare a anunțat retragerea titlului de doctorat pentru mai multe persoane importante, între acestea numărându-se fosta șefă a secției penale a Instanței Supreme și fostul șef al Direcției Generale de Combatere a Crimei Organizate din IGPR. Școlile doctorale ale Academiei Naționale de Informații Mihai Viteazul și Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza au produs o recoltă impresionantă de lucrări de doctorat plagiate sau suspecte de fraudă academică, lucru constatat chiar de către comisiile lor academice interne, nu înainte însă de a fi semnalate de câțiva jurnaliști. Mass media relatează și despre urgia de la Academia de Poliție, unde Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne reclamă că 74,3% dintre tezele de doctorat verificate sunt suspecte de plagiat. Trebuie să menționăm că în ultimul deceniu, fiecare universitate din România tinde să-și impună o metodologie și un ghid de combatere a plagiatului. În România, cazul de plagiat a constituit o temă esențială pentru oamenii politici și a funcționarilor publici. Să nu uităm cum un președinte al României îl apela pe un premier cu apelativul dottore. Potrivit unui comunicat al Grupului pentru Reformă și Alternativă Universitară, care e inițiator și depozitar al indexului operelor plagiate în România, în România existau în anul 2016 cel puțin 10.000 de opere plagiate. Spre exemplu, ilustrul publicist român George Stanca a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare în anul 2013, fiind declarat vinovat pentru faptul că a plagiat. Proprietatea intelectuală trebuie apărată și mai ales respectată printr-o prevedere a codului penal. În Uniunea Europeană, combaterea plagiatului reprezintă o prerogativă și persoanele care comit acte de plagiat au șansa să fie condamnate la niște ani de închisoare. Paradoxal, dar și în Federația Rusă există platforme care condamnă plagiatul, dispun de softuri antiplagiat și care au scos în evidență actele de plagiat a unor importante figuri din statul rus. Ce ne spun personalități importante din spațiul românesc și european despre fenomenul plagiatului și ce recomandări fac Republicii Moldova? Eugen Cojocaru, scriitor și om de cultură, fondator al publicației Agero Stuttgart. Ovidiu Pecican, profesor, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Studii Europene, scriitor. Nicolae Năbârjoiu, profesor Universitatea Romano-Americană, general, fost consilier prezidențial. Cum se vede plagiatul în Republica Moldova și dacă există un interes al combaterii acestui flagel? Există o fabrică de doctori impostori în Republica Moldova, așa cum se aude. Și cum a fost tratat fenomenul în acești ani? În primul rând, trebuie trecut în legislativ, bineînțeles. Cauza pentru care nu se găsește acolo este tocmai pentru a permite. Deci, qui bono, se spune în justiție, cui îi folosește. Dacă ne uităm cine au doctoratele, îi găsim printre ei pe mulți dintre cei care
au dat sau n-au dat legile care trebuie. Da, în primul rând, trebuie să fie un sistem universitar de tip occidental, corect, obiectiv, neutral, independent de politic, care să dea și să ofere doctoratele exact tuturor sistemul occidental, verificabil, pe merit. Problema plagiatului nu s-a pus multă vreme problema aceasta pentru români și cred că nici în Republica Moldova, câtă vreme oamenii nu mergeau la școală. Până să înveți să scrii și până să înveți să citești, cum să spui problema plagiatului? Acum, vorbind mai serios, sigur că e de spus că plagiatul a devenit o plagă. Dar ea s-a manifestat astfel în ultimii ani pentru că de progresul în carieră mediat de obținerea titlului de doctor în știință ține avansul în ierarhie, în ierarhiile universitare și uneori chiar și în ierarhiile de stat. Așa încât oamenii care n-au avut niciodată vocație de cercetători au fost siliți, pentru că se cuantifică punctajul pe care îl aduce doctoratul, să își manifeste o vocație pe care nu o aveau. E bine, în acel moment lucrurile s-au rezolvat în felul știut. Cei care n-au avut nicio idee, cei care nu știau nici metodologie științifică și nu aveau o pasiune pentru asta, cei care vedeau un doctorat de pildă, cum am spus, o singură trambulină, o simplă trambulină de lansare în carieră, au început fără să-și facă mari probleme, să ia de aici, de acolo și să copieze prin părțile esențiale, de cele mai multe ori fără să se ostenească, luând dintr-o singură sursă sau două, tot felul de paragrafe, mai mult sau mai puțin extinse. În Europa, proprietatea intelectuală este protejată și după deces. Atenție! Și nu o perioadă scurtă, ci încă o viață. Adică încă 70 de ani după deces e protejată. Așa că este o valoare europeană de necontestat. Noi avem legislație în România, din păcate n-aș zice că se aplică, dacă e, dar mă rog, eu am o viziune de profesor, nu de un om care lucrează în justiție. Adică există lege, există măsuri prevăzute, chiar cu închisoare, pentru că e constat furt, dar eu n-am auzit să fi fost aplicat. Nici măcar amenda consistentă prevăzută în lege nu este nici la noi aplicată. Eu cred că pentru orice om conștient, în diferent domeniul său de activitate, plagiatul prezintă o formă de exploatare a muncii altor persoane, personalități. Indiferent că este vorba de domeniul literaturii, cercetării științifice, culturii și artei la general, fiindcă știm păreri de rău că de-a lungul istoriei plagiatul a fost prezent nu doar în domeniul literaturii și cercetării științifice. Este un fenomen de exploatare deoarece se încalcă nu doar drepturile celor care au creat, dar acest fenomen este și un exemplu negativ pentru cei care vin în urma noastră, tinerii sau viitorii tineri din domeniul științei, din domeniul literaturii, viitorii pictori, sculptori. De ce este foarte bine că în ultimii ani, în majoritatea țărilor europene, inclusiv în România, Republica Moldova, combaterea acestui fenomen, luptei cu plagiere, se acordă o atenție mai mare. Plagierea în același timp nu este doar exploatarea muncii altor persoane, dar este și o crimă, fiindcă se încalcă nu doar drepturile celor care au creat aceste valori, dar este o încălcare și a legislației în vigoare țărilor respective, deoarece sunt prevederi concrete în codurile civice, pe alocuri și în cele penale, prin care acest lucru este interzis și se pedepsește. Deci, de fapt, cei care își permit
să plagieze din lucrări altor personalități, autorilor lucrărilor în original, merg la o încălcare a legislației conștient. Și asta este și mai grav, deoarece plagierea nu este un lucru realizat sau un fenomen care revine persoanelor care sunt mai puțin conștiente de ce se realizează. Aceștia sunt oameni, de regulă, cu un nivel înalt de cunoștințe, studii superioare, de regulă. Și cred că ei își dau seama atunci când își permit aceste lucruri. În perioada când am deținut funcția de ministru al educației în Republica Moldova, cu părere de rău, a fost o perioadă foarte limitată în timp, de aproximativ un an. Cazuri răsunătoare cu privire la acest fenomen într-o instituție sau alta nu am avut. Au fost anumite semnale care ulterior au fost examinate de structurile respective, însă din câte îmi amintesc, acum la distanța de 10 ani, anumite acțiuni concrete de a fi pedepsit cineva sau de a fi anulate lucrări nu sunt. N-au fost. Deci în anul 2010 am avut câteva întâlniri cu ministrul Educației, Cercetării, Tineretului, Sportului de la București din acea perioadă, domnul Funeriu. Știu că în România am subliniat denumirea ministerului nu întâmplător, deoarece domeniul cercetării științific și era de asemenea de competența ministerului. Și atunci domnia sa, domn ministru, întreprindea un șir de acțiuni foarte concrete și dure cu referire la combaterea fenomenului corupției în învățământ, dar și a combaterii plagierii, fiindcă am discutat despre mai multe universități din România, dar trebuie să recunosc că au fost nominalizate și unele universități din Republica Moldova, unde dumnealor, deci cei care administrau învățământul superior din România, au expus și anumite critici. Ulterior, dumnealui a deținut funcția de consilier european în domeniul învățământului aici și la Chișinău, și sper foarte mult că colegii care conduceau cu Ministerul Educației la acea etapă aici în Republica Moldova au ținut cont de experiența dumnealui și au intervenit cu anumite propuneri, modificări care vor contribui la îmbunătățirea situației la noi. Deci eu cred că legislația din Republica Moldova permite combaterea și succesul acestui fenomen. Mă refer nu doar la codul educației, dar și la alte acte legislative și normative care au ca scop de a proteja munca intelectuală a oricărei persoane din țara noastră. Deja depinde de nivelul de conștiință a fiecărui funcționar din instituțiile respective pentru a reduce la maxim acest fenomen. Pentru a-l combate definitiv, nu folosesc această formulare, această expresie, doar ce nu sunt absolut convins că anumite fenomene pot fi combătute definitiv, deoarece ele sunt caracteristice nu doar României, nu doar Republicii Moldova, dar sunt prezente în majoritatea absolută a statelor. Chiar unde legislația este mult mai dură și consecințele plagierii sunt mult mai dure pentru cei care își permit acest lux. Da, pentru început eu cred că contează foarte mult abordarea, cum abordăm fenomenul. În viziunea mea există două perspective. O perspectivă globală care spune că în postcomunism, iar noi încă mai suntem într-un postcomunism și într-o tranziție fără sfârșit, s-a instaurat un etos al traiului decent condiționat de furt. Cine trăiește bine în postcomunism? Cel care fură. Nu omul care are studii, lupte pentru studii, care constituie expresia concentrată a cum se cădenii, a inteligenței sau a delicateții. Există acest etos al traiului decent condiționat de furt. De aceea
cei care fură trăiesc mai bine. Dacă doriți, este un model la nivel de societate. Și deocamdată societatea n-a fost în stare să lichideze acest etos. Iată de ce, în conștiința oamenilor, există acest model, acest etos, și iată de ce toți, în intenția de a-și asigura un trai decent, fură. Inclusiv pe dimensiunea intelectuală, fiindcă plagiatul este un furt intelectual. Deci, dintr-o perspectivă globală, pot spune că atunci când societatea va fi în stare să elimine acest etos, iar el poate fi eliminat, evident, prin asigurarea condițiilor de natură economică, socială, dar și politică, o să dispară, evident, și tendința spre plagiat. Dacă abordăm lucrurile dintr-o perspectivă globală. Acum există o perspectivă parcelară legată de învățământ. Spuneam într-o intervenție pe care am avut-o la Europa Liberă că în condițiile Republicii Moldova și nu doar, învățământul universitar s-a prăbușit. Fiindcă pe fundalul unei evoluții demografice și pe fundalul lipsii de modele economice care spune că are nevoie de minți luminate și are nevoie de oameni cu o foarte bună pregătire universitară, s-a creat o situație când universitatea aleargă după student, în intenția de a-și păstra subdiviziunile și de a-și asigura condiția financiară. Și vă dați seama că în asemenea condiții nu mai există o concurență la nivel de parametri profesionali, la nivel de calitate a textelor scrise. În asemenea condiții, controlul a slăbit, contează producția finală, contează un anume rezultat care, din nou, în contextul etosului la care m-am referit eu, dând perspectiva globală, asigură plagiatul. Deci aici ar trebui ca fiecare să existe în sistem, mă refer la sistem educațional, niște mecanisme prin care plagiatul, evident, ar fi putea fi foarte repede identificat și niște măsuri restricționiste foarte dure prin care oamenii ar fi lipsiți de toate calificativele pe care le-au obținut, începând de la ministru și terminând cu un student care a plagiat la nivelul lucrării de curs, spre exemplu. Știi prea bine că în Republica Moldova au avut cazuri când foști prim-miniștri, miniștri au fost fără studii și s-a demonstrat faptul că au trișat declarând că au studii superioare. Am avut cazuri și ele sunt în continuare când mulți cu teze de doctor au plagiat și lucrul ăsta poate fi elementar demonstrat. N-avem o voință, dacă doriți, pe această dimensiune, de a pedepsi oamenii care și-au dobândit un anumit statut socioprofesional prin furt, prin plagiat. Dacă am acționat cu multă hotărâre pe dimensiunea globală și pe dimensiunea parcelară, dacă am face ca statul, pe de o parte, prin parlament, prin guvern, prin ministerele sale, să fie cu multă responsabilitate și iar instituțiile să nu tolereze plagiat, atunci am putea, peste o anumită vreme, să scoatem din ordinea de zi acest subiect foarte dureros și umilitor, care se numește plagiat. Cu siguranță. Fiindcă știm cu bine că am avut un prim-ministru, mă refer la Churchill, care spunea că democrația nu este cel mai bun lucru, chiar a avut termeni mai duri, dar deocamdată omenirea n-a inventat ceva mai bun. La ce se referea distinsul om politic și aș putea spune mare scriitor de vreme ce a ridicat primul Nobel pentru literatură? El avea în vedere că într-o democrație contează spiritul demoscratos, adică votul majorității. Majoritatea privind este mediocră. Și de aceea, evident că în democrație, votul majoritar care este mediocru, de foarte multe ori intră în contradicție cu spiritul meritocratic. Care-i salvarea? Salvarea dacă în această democrație există niște elite, niște clase, inclusiv clasa politică, care ar fi în stare să țină sus acest steag al meritocrației. De vreme ce în postcomunism în general și în Republica Moldova în particular n-avem elite, evident că n-are cine să lupte pentru supremația spiritului meritocratic. De aceea biruie spiritul mediocratic. Și în rezultat vedem cum mediocrii, care prin definiție recurg la plagiat, se plasează pe primele poziții și alți mediocri care ar trebui să-i pedepsească, nu-i pedepsesc, fiindcă înțeleg prea bine că și ei, la timpul lor, au plagiat. Iată un cerc vicios care poate fi rupt numai de o elită, care poate fi rupt de niște oameni care își pot asuma responsabilitatea de a spune lucruri pe nume, știm prea bine că n-au păcate.
când au furat, când au plagiat, creând opere autentice, lucrări autentice. Republica Moldova reprezintă un offshore controversat pentru zona academică. În ultimul deceniu, altitudinea academică a fost amplu contestată de mass media. Ne-am și reclamat ca un teren minat și nesigur în arealul științific. Am vrea să vă prezentăm firul unor dezvăluiri cutremurătoare din sfera învățământului superior basarabean. Ne-am aplecat asupra ecourilor ce reclamă plagiatul în Republica Moldova și extensiile sale externe, asupra mediocrației societale care a acaparat majoritatea sferelor vitale din societatea basarabeană. Într-o perioadă, în România se regăseau anunțuri de angajare și de studiu pentru cetățenii români care proveneau de la o universitate privată din Chișinău, așa zisele filiale universitare. Universitatea era susceptibilă de încălcarea proprietății private, ca și o altă universitate care a intrat în gura presei încă din anul 2013. Și aici ne referim la Universitatea de Educație Fizică și Sport, care scoate pe conveier doctori în știință. Eu nu duc responsabilitate de toate prostiile. Ne-am aplecat asupra CV-ului rectorului universității, care, culmea, este și președintele Senatului Universității, consilierul fostului președinte Vladimir Voronin, și am observat că este întocmit agramat, fără norme metodologice. Unele titluri din articolele sale academice coincid cu altele și expansivul cadru biografic dă de bănuit excesiv. Eu nu duc responsabilitate de toate prostiile care le fac doctoranții mei. Pe de altă parte, am văzut că mai multe cadre didactice și profesioniști din mediul sportului basarabean reclamă o industrie a plagiatelor în Republica Moldova. Aflăm cu stupoare că fostul ministru al tineretului și sportului, Octavian Țâcu, a avut o dispută principială cu rectorul universității, Manolachi, care a culminat cu un proces judiciar pe care l-a câștigat. În mediul academic românesc se vorbește serios despre Universitatea de Educație și Sport ca fiind de neîncredere, unde sunt eliberate zeci de diplome de doctor în știință într-un an, în comparație cu România, care produce 4-5 doctori anual. Care este miracolul și magia sportului pedagogic basarabean și impactul care îl exercită pe arena internațională, ca să fie atât de solicitat, inclusiv de unele personaje din România și din străinătate, inclusiv din Africa? Rectorul și consilierul președintelui Vladimir Voronin a organizat o filieră de producere pe bandă rulantă a doctorilor în științe în domeniul educației fizice și sportului, aducând teze de doctorat din Federația Rusă, în special din Sankt Petersburg. Este un neajuns în metodica pregătirii fetelor. Traducându-le și conferind grade științifice mai multor persoane, inclusiv din străinătate. Numai în anul 2009 au fost depistate 5 teze traduse din limba rusă și susținute repetat în cadrul Universității de Stat de Educație Fizică și Sport. Acestea sunt tezele de doctorat a doi cetățeni din Republica Moldova, Sergiu Arhiliuc și Natalia Lefter, doi din România, Mircea Ene și Constantin Bordea, și unul din Iordania, Hani Abdeli Karim Yarah. Menționăm aici că la toate aceste teze, în calitate de îndrumător științific, figurează Manolachi, care, de fapt, după părerea noastră, a și organizat această afacere. Eu nu duc responsabilitate de toate prostiile. Care este rolul rectorului Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, domnului Manolache, în promovarea sportului la scară largă, unde și-a încropit o avere consistentă și care se erijează într-un formator pedagogic de talente și de orizonturi sportive? Paradoxal, dar Manolache a fost acuzat de trafic de persoane. Procuratura Generală a Republicii Moldova a clasat dosarul penal pe numele lui Manolache cu numărul 200-493-90-027 din 23 noiembrie 2004, unde, conform acestuia, actualul conducător al Universității de Stat de Educație Fizică și Sport, prin intermediul diferitor cluburi sportive, inclusiv și prin intermediul universității, a traficat în diferite țări ale Europei zeci și zeci de persoane sub pretextul că aceștia sunt sportivi de performanță. Manolachi a fost acuzat sistematic de trafic de ființe umane. Rectorul Universității de Educație Fizică și Sport
avort ducea persoane peste hotarele țării și a beneficiat de plin, ca urmare a statutului său social, inclusiv din calitatea de președinte al Academiei Olimpice. Domnul Manolachi a fost implicat într-o suită de afaceri dubioase. Vorbim despre comercializarea ilegală a sportivilor peste hotare, traficul de ființe umane, comercializarea taberei sportive a Universității de Stat de Educație Fizică și Sport a Republicii Moldova, care își are locația în orașul Sergeievka, Ucraina, spălare de bani în cadrul universității pe care o administrează, procurarea de echipament sportiv la un preț exagerat, fără licitație, afaceri cu terenuri, inclusiv terenurile Colegiului de Cultură Fizică, dar și multe altele. L-am chestionat în acest sens pe prim vicepreședintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Piatac, care avea să ne spună. Cum de-ați nimerit dumneavoastră în ținte? Că și la noi în Basarabia aici avem aceleași lucruri, cum se întâmplă și în alte, cum ați subliniat și în Rusia și în alte, poate în alte părți, dacă mai există așa. Dar la noi mi se pare că este o problemă foarte serioasă. Începând cu anii 2009-2010, când am aflat că sunt lucrări plagiate la Universitatea de Educație Fizică și Sport, chiar am făcut cunoștință cu câteva lucrări și toate lucrările din Rusia, de la Institutul de numele lui Lesgaft, au nimerit în Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport din Chișinău. Am făcut un grup de lucru împreună, am bătut în ușă la diferite organe ale Republicii Moldova, începând cu Guvernul Republicii Moldova, cu Ministerul Educației și am încercat să dovedim că aceste lucruri sunt aceste lucrări a așa numitor doctori în știință, sunt plagiate. Să mă credeți că până și în ziua de astăzi ele au rămas în afara legii. Și nu știm din ce cauză. Academia de Științe din Republica Moldova a dovedit prin comisia lor, eu chiar nu cunosc pe toți membrii comisiei, dar vă spun că cei care sunt alături, au fost alături de mine când am fost ministrul educației doamna Maia Sandu, le-am dovedit că aceste lucrări sunt plagiate. Să primească o hotărâre față de Universitatea de Educație Fizică și Sport. Vă spun că Academia de Știință a primit o hotărâre că pe un an de zile, dacă nu mă greșesc, această instituție a fost lipsită de dreptul de a mai pregăti așa numiți doctori în știință. Au trecut un an de zile, din nou continuă. Eu nu știu, nu am informație câți acum mai sunt, dar eu cred că sunt zeci și zeci de doctori, de candidați în doctori care sunt la Universitatea de Educație Fizică și Sport. La o vizită a secretarului general a Comitetului Olimpic de România, a fost și la această universitate. Și domnul rector s-a lăudat foarte mult că într-un an de zile ei au mai mult, 10 și mai mulți candidați sau doctori în știință pedagogice. Pe când domnul secretar general al Comitetului Olimpic Român a spus, dar România sunt doar 5-6. Și acum facem o comparație, cum se poate Moldova, țară așa mică, să aibă 10-17 și în an și în România numai 5-6. Nu cred că acolo instituțiile de învățământ superior în domeniul culturii fizice a sportului sunt mai slabe ca instituția noastră. Cazul Manolachi nu este unul singular. Când un personaj cu o infimă cultură și o traiectorie de viață controversată a devenit un model de referință pentru sportul și pedagogia sportivă din Republica Moldova. Plagiate pe filiera rusească, controlul unei instituții de învățământ superior care oferă oportunități pentru alte firme de a se dezvolta pe proprietățile universității și colegiului sportiv și o tipologie a agresiunii altor persoane care atentează la etalonul mediocratic
democrației meritocratice, relevă angoasele sistemului de învățământ din Republica Moldova. Omul a fost la un moment dat anchetat și i s-a intentat un proces penal pentru amenințări cu moartea la adresa altor persoane. I s-au confiscat armele din dotare. Și totul se trece cu vederea de către organele de resort din Republica Moldova. Plagiat. Acțiunea de a plagia. Plagiere. Operă literară, artistică sau științifică a altcuiva, însușită integral sau parțial și prezentată drept creație personală. Copiatul este considerat a fi boala veche la români și nu numai. Unii miniștri au reclamat că Platon și Aristotel au practicat un asemenea sport. Au fost bănuiți Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale, Lucian Blaga, că au plagiat în operele lor. Japonezul Yoshitaka Fujii, cel mai prolific impostor din istoria științelor moderne, apare cu 169 de lucrări științifice retrase și este singurul care a depășit pragul de 100 de articole cu probleme, de obicei fiind vorba despre date falsificate. Plagiatul este un fenomen în vogă și în zilele noastre, care datează încă din antichitate și ne surprinde ca un tsunami puternic în prezent. Mediocrația a luat cu asalt bastioanele cunoașterii și gestionarea valorilor în societate. Mediocrația a preluat pârghiile instituțiilor cheie de formare și promovare a caracterelor în Republica Moldova. Asta se întâmplă. Și ce urmează?